După piesele de succes Carmen și Regele Lir, dar și reprezentațiile inedite ale Mexicului și Poloniei de marți, publicul târgoviștean și nu numai a avut ocazia să vizioneze noi concepte teatrale. It's based on a personal experience and a separation from an ex-partner. Deci piesa a fost inspirată din separarea unui cuplu dintr-o proprie experiență. And then it was also based on a character by Charles Dickens called Miss Havisham. So the eternal bride who waits and then loses her mind to this idealistic way of loving and love, which I found very endearing. Deci un personaj din literatură, din literatura engleză, veșnică mireasă care își așteaptă bărbatul și care apoi nebunește. Miercuri a venit rândul francezilor, irlandezilor și algerienilor să pună în scenă spectacole la Sala Mare, Sala Studio și Casa Sindicatelor din Târgoviște. Se va juca Eterna, Teatre du Mouvement, Franța. De asemenea, publicul va putea viziona Provocări Inocente, producția Teatrului Notara București, dar și Războiul Dragostei, reprezentația algerienilor. C'est la transmission consciente et inconsciente entre les générations de femmes. Este un tema din un spectacol despre cum se transmite moștenirea de la mamă la fiică la nepoată, moștenirea care se transmite de la femeie la femeie, trei generații, continuă în aceeași manieră. Alors, je suis la plus âgée. Doamna este cea mai în vârstă. Je suis l'ancienne. Bunica. Bunica. Elle est la fille. Ea este fiica. Et la petite fille est une marionnette. Iar nepoata este o marionetă. De asemenea, continuă și seria conferințelor cu Teatrul Corean al Fizicului și Imaginii, iar în piața Mihai Viteazu și Centrul Vechi, vernisajul sculpturilor vii.